conceptul de concierge medical nu e un concept care e legat de o clinică fizică. Un serviciu de la distanță, telefon, Zoom, Skype și așa mai departe, WhatsApp, alte platforme de comunicare online, prin care tu uh, salvezi timpul pacientului, îi dai eventuale uh, prime sfaturi medicale uh, până ajunge la specialist, identificăm ce înseamnă starea lui actuală de sănătate, vedem toate informațiile din trecut și e important Informațiile lui medicale, nu neapărat cele din sistemul medical în care ne aflăm acum. Practic facem un status al stării lui de sănătate în momentul zero din ceea ce înseamnă consiliul medical analizăm respectivul dosar, îl implicăm și pe pacient sau pe partener în analiză, ca el să fie conștient de niște probleme și deja analizând dosarul apar și primele trimite, primele elemente care ar trebui rezolvate. După care trebuie să pornim la planul efectiv de tratament, dar dacă ar fi să aleg lucrul care îmi place cel mai mult în proiectul ăsta, categoric ăsta ar fi follow-up. Pentru că follow-up-ul îi dă încredere pacientului că nu e singur. Acest follow-up este foarte important din cel puțin două puncte de vedere. Primul, ca să verificăm că pacientul îndeplinește corect planul de tratament. Și riscul, știm cu toții, mă simt bine, o mai răresc, mai opresc. Am luat zile antibiotic, nu-i lua șapte, că ce mai contează. Și, totodată, avem grijă de respectivul pacient mai departe, după ce această problemă s-a finalizat. Concierge medical înseamnă personalizare, înseamnă follow-up, înseamnă implicare. Și de ce nu? Cred că înseamnă și, și pasiune. Pentru că dacă faci lucruri cu pasiune, partenerul tău simte asta. Nu există boli, există boli. Rețineam asta cu toții, da?